Bună ziua, dragii mei, și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi este miercuri, 22 aprilie, și vom efectua citirea noastră zilnică pentru a vedea ce mesaje și ce recomandări primim, dacă ne vom putea ajuta de aceste mesaje, da, în funcție de situația prin care trecem. Și dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Pentru această citire am hotărât astăzi să folosesc setul de cărți Mici reamintiri, Legea Atracției, din care vom extrage o carte, vom vedea mesajul, da, care vine de la Legea Atracției și setul Ceștii de Ceai, din care vom extrage 3 cărți. Dar haideți să începem cu setul Legea Atracției. Și 3 cărți de la setul Ceștii de Ceai. Setul Ceștii de Ceai acoperă zona iubirii. Iar cealaltă carte, vom vedea, în funcție de mesajul pe care îl primim, acest set are 36 de cărți de oracol, fiecare carte este cu afirmații pozitive, da? Mici reamintiri, cum să afirmăm în fiecare zi sau la fiecare situație pe care o întâmpinăm, să afirmăm ceva pozitiv ca să atragem pozitivitatea, da, și abundența la noi. A doua carte și 3. Și o pietricică, să nu uităm de pietricica noastră. Deci pentru ziua de miercuri, aceasta este bucurie. Bucurie pentru ziua de miercuri. Veți vedea fiecare în ce aspect al vieții vi se aplică această bucurie, da? Deci prima carte de la setul Legea Atracției este suport sau susținere sau ajutor, da? În acest sens este acest suport. Iar mesajul cărții este unul foarte frumos. Mă înconjor de oameni care mă susțin și cred în visurile mele. Foarte frumos. Deci aceasta este recomandarea cărții pentru ziua de miercuri, să te înconjori și să ai în împrejurul tău oameni pozitivi care te susțin. Nu trebuie să fie susținere financiară, poate să fie susținere morală sau, de ce nu, un ajutor fizic cu persoane care cred în visurile tale, da? Și în ideile tale, în planurile tale. Să nu te înconjori cu oameni negativiști și care nu cred în tine, pentru că nu te vor ajuta. Îți vor coborî moralul și ceea ce îți aduce energie negativă. Deci înconjoară-te de oameni pozitivi, da? Și care te susțin în primul rând și cred în visurile tale, în visele tale, da? Foarte frumoasă imagine. Apoi, prima carte de la setul Ceștii de Ceai este tânăr, atrăgător, necăsătorit, căruia îi place foarte mult să călătorească. Este un tânăr șarmant, un playboy, dacă vreți, căruia nu-i place să se angajeze în niciun fel de angajament și este irezistibil. Probabil că ai o chimie cu acest tânăr.
Bărbatul din imaginea noastră ne arată că este călătorit prin lume, vedeți ce multe vize pe pașaportul lui, este bine îmbrăcat, este experimentat, dar nu a obosit în a călători și în a experimenta noi tărâmuri și să învețe noi culturi, da? Este un om pe drumul lui. Nu se leagă de nicio persoană, de niciun lucru și de niciun loc anume. Este foarte atrăgător, șarmant și atractiv, da? Și chipeș. S-ar putea ca tu, într-un, dacă ai această relație cu acest tânăr, ca tu, într-un punct anume în relația voastră, să îl convingi sau să-l fi convins să se așeze la casa lui și să se oprească cu călătoriile, dar trebuie să-ți amintești că acest om nu are suficientă maturitate pentru a-ți asigura ceea ce tu îți dorești, iubire, stabilitate și o familie. Nu își dorește și nici nu poate pentru că nu e destul de matur. El încă este neobosit în călătoriile lui și preferă să fie pe drumul lui și de unul singur. Această carte sugerează că poți să îți lărgești, dacă vrei, experiențele în iubire cu acest bărbat, dar să nu te aștepți de la el la un angajament 100%. Prin călătoriile lui, prin lume, el s-ar putea să vadă și alte fete, da? În afară de tine. Deci trebuie să fii atentă și precaută. Intenția lui nu este să te rănească, pur și simplu așa este el. Dar tu, știind acest lucru, pentru că nu e prima oară când își face bagajul și pleacă, dacă nu îți dorești un astfel de bărbat lângă tine, sigur este la alegerea ta să îți cauți un pretendent mai matur, care poate să-ți ofere ceea ce tu îți dorești și o stabilitate, un viitor și o familie. Dar de la acest tânăr nu aștepta. Prea curând, poate niciodată. Această stabilitate. Apoi, cartea cu numărul 2 este schimb de scrisori, foarte interesant. Sau de mesaje. S-ar putea ca aceste scrisori să fie cu acest, sau mesaje, cu acest tânăr iară plecat în lume, care este acum departe de tine. S-ar putea să primești fizic, da, o scrisoare pe poștă sau un mesaj. Acest mesaj este unul de iubire. Imaginea noastră ne arată un tren, un bărbat, la fel, da? Poate este chiar același. Și păsările iubirii. Deci, probabil că ai această legătură cu acest tânăr care călătorește prin lume și nu vrea să se așeze, nu vrea să se oprească din călătoriile lui. Veți schimba mesaje romantice și de afecțiune, care în mod normal ar trebui să întărească legătura voastră și să vă facă o fundație, da, relației. Dar atâta timp cât el de fiecare dată când vine nu este hotărât încă ceea ce își dorește de la viitor și de la tine și peste câtva timp iarăși își face bagajul și pleacă, nu știu cât vei mai rezista să continui această relație cu el.
Cartea îți recomandă să te întorci la scrisul tradițional de mână. În acest fel, procesul, da, va dura mai mult până el va primi scrisoarea și tu vei primi înapoi scrisoarea de la el. În acest timp vei avea șansa să vezi ce îți dorești și să reflectezi la ceea ce își dorește inima ta, în primul rând. Că tu deja știi despre el că e călător prin lume și nu a obosit și nu se va stabili foarte curând la casa lui. Deci asta este cert. Deci trebuie să te hotărăști și să vezi ce îți spune inima, dacă să mai continui sau să nu mai continui. Dar aceste schimburi de scrisori vor avea loc pentru că el este departe de tine, sau mesaje. El este departe de tine și sigur veți comunica prin mesaje. Și cea de-a treia carte, ia să vedem ce este, un salon de înfrumusețare. Cartea te îndrumă la un tratament, să ai grijă de tine și de corpul tău. Poate este cam greu astăzi, având în vedere situația prin care trecem cu toții în perioada aceasta. Toate saloanele sunt închise din cauza virusului, toate sălile de gimnastică sau saloanele de manicură, nu aveți acces la ele, dar asta nu înseamnă că nu poți să ai grijă de tine, poți la tine acasă să îți vopsești părul cu altă culoare sau să îți folosești un nou parfum sau o nouă bijuterie, orice îți te face să te simți mai frumoasă și bine, da, fericită. Deci trebuie să te iubești pe tine însuți, însăți, iar frumusețea vine din interiorul tău. Simțindu-te frumoasă și atractivă este o parte importantă din stima noastră de sine și atrage oameni care se uită la aceste detalii, da? În viața ta. Atragi persoane care respectă și apreciază că ai grijă de tine și de corpul tău. Deci, aceasta ți este recomandarea pentru ziua de azi. Fă ceva care îți face plăcere, care te face să te simți fericită, mai frumoasă, mai atractivă și în felul acesta îți iese frumusețea din interior și în același timp atragi persoane care sigur apreciază aceste lucruri. Cam acestea au fost recomandările zilei de miercuri. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, pentru aprecieri, pentru mesaje. Aveți grijă de voi. Rămâneți sănătoși, dragii mei. Nu uitați să vă iubiți mai mult, să fiți mai blânzi unii cu ceilalți și până data viitoare, numai bine!